Acești tineri sunt studenții Universității Libere din Moldova, care astfel au sărbătorit azi 20 de ani de la fondarea ULIM-ului. Studenții, profesorii și conducerea universității au mers în coloană însoțiți de fanfară până la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, unde au depus flori, iar în fața clădirii guvernului aceștia au aruncat în aer baloane. Marșul s-a încheiat în fața Palatului Național Nicolae Sulac, unde a avut loc ceremonia oficială dedicată celebrării celor 20 de ani ai existenței ULIM-ului. Să prospereze așa mai departe cum până acum, să fie mai multe filiale, să aibă 20 de filiale și la peste 20 de ani să fim tot aici doctorați. Îi doresc mulți ani de activitate, în primul rând, mai mulți studenți și sănătate, domnului rector, și mulțumim foarte mult! Mulți dintre profesorii ULIM-ului sunt foști studenți ai instituției. Îi urez prosperitate, succese, multe realizări frumoase și câți mai mulți studenți orgolioși. La ceremonie au participat ambasadori și diplomați străini acreditați în Moldova, ex-președintele țării Petru Lucinski și premierul Vladimir Filat. În ultimul deceniu de activitate, Universitatea Liberă Internațională a pedalat cu intensitate în sensul promovării relațiilor internaționale. La fel, Galben le-a mulțumit întregului cadru didactic al universității, iar o parte din profesorii ULIM-ului au primit diplome din partea guvernului. Eu vreau să aduc cuvinte de recunoștință tuturor celor care aici, acasă, în Republica Moldova, contribuie la formarea generațiilor noi, contribuie la societatea noastră, care trebuie să devină cât mai curând posibilă una bazată pe cunoaștere. ULIM este o instituție de învățământ privată fondată acum 20 de ani. De-a lungul timpului a demonstrat că este o instituție de învățământ serioasă în permanență dezvoltare și europenizare. Universitatea colaborează, dar și este membru al mai multor instituții științifice din Statele Unite ale Americii, Germania, China, Spania, Franța, Turcia și altele. Anual la ULIM predau circa 30 de profesori din alte state.